Domnul să binecuvinteze toți copiii. Spunea fratele Ghiță că sunt aproximativ 800 de copii în biserică și la noi tot cam 800, mai mult sau mai puțin. Foarte important copiii să fie prinși în lucrare, în activitate, să aibă activitate. O întrebare pe care o aveam altădată și mi-am dat eu răspuns. Care este copilul folosit de Dumnezeu în viitor? Că generațiile se perpetuează, se schimbă. Și din copiii aceștia, în viitor, dacă Domnul nu vine și mai avem zile, Domnul va folosi dintre ei în lucrare, în vestirea Evangheliei, ca proroci, ca lucrători în biserică. Și unul din răspunsuri este copilul crescut într-o familie binecuvântată. Foarte important, părinții. Mereu încercăm să stimulăm părinții să-și trimită copiii la repetiții. Avem 9 grupe de copii în biserică cu învățători, cu vreo 60 de învățători care se ocupă de ei. Și mereu le spunem la părinți să-și trimită copiii la una din grupe, sigur, vis-a-vis de vârsta pe care o au. Avem o orchestră și de mici copii și fanfară. De mii să învețe la unul din instrumente. Foarte important, au un numitor comun cu ceilalți. Se împrietenesc, se întemeiază niște prietenii, legături între ei. Decât să fie legături cu alții din afară, sigur, e important să fie cu cei dinăuntru. Dar apoi pe o altă ordine lucrează pentru Dumnezeu, să cânți pentru slava Lui. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, El răsplătește. Te întrebi în timp, de acum Dumnezeu l-a ales, nu atunci îl alege, Domnul formează, îl pregătește. Apoi, care este copilul folosit de Dumnezeu? Copilul prezent la părtășii. Copilul care e prezent la părtășii și aici este ochi și urechi. Și copiii trebuie să asculte ce se predică aici. Noi ascultăm pe ei atunci când cântă și ei trebuie să ne asculte pe noi. Iar părinții, cum îi poate stimula? Îi stimulează atunci când îi întreabă acasă, încă o dată. Nu-ți mulțumi numai că e copilul lângă mine aici la biserică, ci îl și întreb. Ai fost atent? Ai auzit ce s-a predicat? Și așa mai departe. Care este copilul care îi folosit de Dumnezeu? Copilul care ascultă de părinți, dar care ascultă și de frați aici la biserică, de învățătorii pe care i-au. Copilul folosit de Dumnezeu apoi este copilul credincios în cele mici. Cine credincios în cele mici va fi și în cele mari. De aici pornește totul, de la cele mici, un crescendo, până la cele mari. Apoi copilul sensibil și receptiv la vocea Domnului, cum a fost Iosif și cum a fost ceilalți, un Timotei de care era amintit dimineață. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, mi-aduc aminte de lacrimile tale, să vezi lacrimi pe fețele unor copii, ești sensibilizat. Dumnezeu sigur îi poate mișca, Dumnezeu poate lucra. De aceea dorim din toată inima, Doamne, binecuvântă toți copiii din Betel. Ce frumos ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața era textul acesta și o continuitate în seara aceasta. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Chemare, ce chemare frumoasă! Știți ce spune Biblia? Astfel, dar întăriți-vă chemarea și alegerea voastră, căci în chipul acesta nu veți aluneca niciodată. Să știți, una este chemarea, alta e alegerea. Trebuie să-ți conturezi chemarea. Trebuie să-ți o întărești, chemarea și alegerea apoi. Apoi sigur să rămâi constant înaintea lui Dumnezeu. Aici în textul din Evrei spune, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă. Au zis că este un dacă care ne aparține nouă. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Zice că ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit. Încrederea nezguduită de la început. Când e sfârșitul? Când plecăm în veșnicie sau la venirea Domnului, de vom fi în viață. Toți am dori să fim în viață la venirea Domnului. Nu știm, unii vom pleca.
A nu știu, generația aceasta, uitați care este aici. Eu cred că generația asta va prinde momentele acelea profetice, apocaliptice, când Domnul va veni. Doamne, ajută-i să se pregătească să rămână credincioși. Ce frumos! Chemare din cer, dar vedeți, și standardul este pe măsură. Cerința lui Dumnezeu. Ațintiți-vă privirile, nu la un standard de jos. Biblia nu ne spune niciodată, uitați-vă în dreapta sau în stânga, la familia cutare sau cutare. Nici pe departe. Ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a trimis. Domnul Iisus a avut drumul lui și el știa ce l-așteaptă în final. Știți ce frumos ne vorbește evanghelistul Luca, zice, el a trecut printre Samaria și Galileea și mergea spre Ierusalim. Și mereu este consemnat această subliniere în Evanghelia după Luca. Domnul trecea printre ele și mergea înainte, avea drumul lui, avea ținta lui, obiectivul lui, și el a avut o țintă. Ținta era să împlinească planul celui preanalt. Eu pentru asta am venit. Nu încerca să se eschiveze, să dea înapoi. El o știu ce l-așteaptă la Ierusalim, nu o va lua prin surprindere Domnul Iisus. Eu pentru asta am venit. Eu pentru aceasta m-am născut. Și am venit în lumea aceasta. Ce frumos! Ce frumos să ne uităm aici întotdeauna, că atunci când ne uităm în Cartea Sfântă, nu se poate să nu primim impuls spiritual și să putem înainta. Ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, după cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. A fost credincios celui ce l-a rânduit. Că cel a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Spune aici, în textul care a fost citit în versetul 16, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Biblia ne dă voie să ne apropiem de El. Lucrul ăsta în vechime nu era admis. Nu se putea. Deci cine se poate apropia de niște flăcări veșnice? Așa spune întrebarea Isaia în capitolul 33. Spune el aici, printre altele, păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor, lângă niște flăcări veșnice? Să știți că pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu l-a văzut, niciun om. Și atunci când vorbește Biblia că Domnul s-a arătat, a fost Domnul Iisus care s-a arătat. Slava Tatălui nu poate fi suportată de om. Omul nu rezistă la lumina aceea, la slava pe care o are Dumnezeu. Așa ne spune Biblia în Noul Testament. Auziți numai ce spune în Evanghelia după Ioan. În capitolul 1 ne spune aici, printre altele, vis-a-vis de această afirmație, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. În lumina Lui, în slava Lui, în gloria Lui. Dar știți ce mai spune Biblia? Nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și nici pe Fiul afară de Tatăl. Când e vorba de cunoașterea Tatălui și acelui a căruia vrea Fiul să îl descopere. Și nouă, în Noul Testament, ne-o descoperi pe Tatăl. Extraordinar ce har! E nemaipomenit! Ne-o descoperit voia Lui, planul Lui. În Timotei și aici ne vorbește tot în această idee omului Dumnezeu Timotei. Și ne spune aici, împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Nemuritorului, nevăzutului, în capitolul 6 este reluată ideea și zice aici, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor,
Împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Și Domnul Iisus a venit să ne-l descopere pe Tatăl. Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Prezența Tatălui era în Domnul Iisus Hristos. Ce frumos! Iar noi când citim aici, avem promisiunea însă că în ziua aceea îl vom vedea și pe El. Vom fi cu El acolo, în slavă, în glorie, pentru totdeauna. Dar pentru aceasta este această cerință. Ațintiți-vă privirile la Apostolul și la Marele Preot al Mărturii Sirinoase, adică la Iisus. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, cu credință deplină, să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. În capitolul 10, tot din Cartea Evreilor, este reluată ideea, versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată, nu oricum. Că nu înțelegi, distorsionezi cuvântul. Sunt atâția care, la ora actuală, atâtea interpretări. Zice, unul din semnele vremii sfârșitului sunt Hristos și mincinoși, care nu înseamnă altceva decât ereziile. Erezii nimicitoare care fragmentează și fac ravagii. Ce frumos să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu sinceritate. În mod sincer, pentru mântuire, nu pentru altceva. Cu credință deplină, îl cred pe Dumnezeu, tot ce spun Scripturile, nu punem la îndoială, nu punem sub semnul incertitudinii. Zice, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cugetul, gândul inimii, și acela este cercetat și este cunoscut de Dumnezeu. Și cu trupul spălat cu o apă curată. Și trupul și ființa întreagă, trupul, Duhul și Sufletul să fie păstrate, păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Iisus. 1 Petru, capitolul 4, rectific, capitolul 2, de la versetul 3 spune, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți, zice, să fiți o casă duhovnicească, o preoție împărătească, sfântă, să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Tatăl privește și El la ceea ce facem noi în numele Domnului Iisus. Când ne rugăm în numele Domnului, Tatăl ascultă rugăciunea. El promite că intervine. Mai mare decât Tatăl nu-i nimeni, spunea Domnul Iisus. El e mai mare decât toți. Și din mâna Tatălui meu nimeni nu vă poate smulge. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Frați și surori, lumea nu ne cunoaște, noi suntem ascunși. Dacă ne-ar cunoaște, ne-ar strivi. Dar nu ne cunoaște. Ei cred că avem doar o religie așa, de formă, cum o au majoritatea. Dacă ar ști în adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, că noi suntem al lui Dumnezeu și că Dumnezeu e cu noi, dar nu-i îngăduit. Nu-i îngăduit să ne cunoască. Noi suntem ascunși. Ce frumos ca o continuitate, Iacov spune aici, în capitolul 4, versetul 8, vis-a-vis de cele afirmate, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Fac eu pași spre Dumnezeu, dar cum pot să mă apropii de Dumnezeu? Apropiindu-mă de cuvânt. Și aici, în textul nostru din Evrei, spune, și cuvântul lui Dumnezeu ce putere are, ca o sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo că desparte măduva și osul, judecă simțirile și gândurile omului. Dar și gândurile care încă nu le am și alea știe ce voi gândi, toate sunt cunoscute de Dumnezeul acesta mare. Frați și surori, avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care poartă de grijă familiilor noastre, dacă ne încredem în El. Dacă pe prim plan este El și mântuirea Lui, păi El știe, are metodele Lui și El are putere absolută să ne poarte de grijă. De aceea dorim în această seară, Doamne, deschide inimile noastre. Eu vreau în continuare câteva lucruri să vedem în mod concret. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și la Marele Preot. Câteva lucruri pe care le putem vedea în viața Domnului, cerințe care le are totuși Domnul pentru noi. A, sunt cerințe, da, de mântuire ne-a mântuit, când am crezut, când ne-am întors, nu prin fapte, când nu-L cunoșteam, El ne-a iertat.
Am venit la El, am cerut clemență, îndurare și ne-a iertat. Dar acum tot ce facem, facem pentru că suntem mântuiți, că ne-a mântuit. Fără plată ne-a mântuit, fără fapte. Dar acum eu fac fapte pentru că sunt un mântuit. Pentru că sunt un mântuit, eu trebuie să trăiesc ca atare. Un standard înalt pe care îl are pentru mine și pentru tine. O cerință providențială. Și vrem în continuare câteva lucruri la care ne-a chemat Domnul. Și un prim lucru pe care vreau să-l menționez, uitându-ne la Domnul Iisus. Asintiți-vă privirile la ascultarea Lui. Domnul Iisus a ascultat. Și una din cerințele care le are Domnul pentru noi este o ascultare. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Au zis că viața veșnică e condiționată de două cerințe, ascultare și credință. Foarte importantă este ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. N-am ascultat, zice acolo, știți, când Saul a fost întrebat. Zice, mi-e temeam de popor și am ascultat glasul. În loc să asculți glasul lui Dumnezeu, asculți de popor. Foarte important să asculți cuvântul. Biblia întotdeauna, vor fi momente limită prin care treci. Dar și atunci să păstrezi direcția, ținta. Când te uiți țintă la Domnul, nu se poate să nu primești lumină și călăuzire. Ascultarea este un lucru mare. Eu doresc Domnul să binecuvinteze Biserica Betel cu ascultare. Să știți că e o tendință în care să ne uităm în dreapta și în stânga și la alții și la alte biserici. Tot mereu auzim, dar frate Eugen, dar nu se mai poate, bătrânii au fost așa, noi cum rămânem tot așa, la același standard, la aceeași înălțime, ca și când ar trebui făcute anumite îmbunătățiri aduse, realizate. Frați și surori, Biblia nu are nevoie de îmbunătățiri. Știți, am citit, am rămas uimit. Mai marele bisericii catolice, au luat hotărârea că și împreună cu soborul care îl are în jurul lui, o hotărâre să trebuie, zice, îmbunătățită Biblia, trebuie revizuit, o revizuire absolută și îmbunătățită. Lucrurile care nu sunt în ordine să fie puse deoparte, ca și când e demodată Biblia. Nu există așa ceva. Biblia a rămas de actualitate ca și atunci când a fost adusă și transmisă. Este același cuvânt al lui Dumnezeu, care nu există rabat de la el. Pentru cel ce vrea mântuire, pentru cel ce nu vrea, sigur, este liber. De aceea doresc, Doamne, binecuvântă-ne cu această ascultare. Ascultarea e un lucru mare, să asculți. Dar totul pornește din familie. De la copil, copilul să asculte de părinți. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, drept. Dreptatea lui Dumnezeu ne cere acest lucru. Să asculți de tata și de mama. Apoi va fi foarte ușor să asculți în continuare. Știți, în general îmi zic, dacă rămâi în supunere și sub autoritate, pentru că pe cei mari sunt alții și mai mari, e foarte ușor. Când tu rămâi sub autoritate, să ai autoritate la rândul tău, când e nevoie în familie și într-o altă împrejurare în viață. Ai autoritate dacă ai stat sub autoritate. Cine nu stă sub autoritate, nu are autoritate. Atunci când asculți, vei fi ascultat și tu la rândul tău. Ascultarea face mai mult decât orice, foarte importantă. Și Domnul Iisus Hristos a ascultat și a ascultat până la capăt. Un al doilea lucru la care ne putem uita era credința Domnului. Astea sunt legate una de alta, nu se pot despărți. Nici nu știi care implică. Biblia spune așa, credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Așa ne spune în Romani, în capitolul 10. Ascultând cuvântul, prin ascultare vine credința și a crește. Credința nu trebuie să rămână cea care am primit-o doar, ea trebuie să crească. Să creștem în toate privințele până vom ajunge la cel ce este capul, adică Hristos. Să creștem în credință. Să creștem în ascultare, o ascultare de Dumnezeu, o ascultare totală. Dar mă gândesc de multe ori și la ascultare și la credință în familie. Ce armonie într-o asemenea familie. Ce înțelegere. Sigur, nu concep să fie stări tensionate, strigăte, certuri și așa mai departe.
În momentul în care tu asculți ca părinte, ai ascultat la rândul tău, când vei fi părinte, va fi foarte ușor copilul să asculte de ceea ce îi spui. De aceea dorim, Doamne, dă-ne ascultare și dă-ne credință. Credința. Și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cum vine ascultarea și credința? Prin cuvânt. Citind cuvântul în fiecare zi, hrănindu-mă cu acest cuvânt. Îmi zic mereu, trupul acesta nu uităm să-l întreținem. Când m-am născut, am primit impulsul vieții. Mi-a dat Dumnezeu viața, dar viața a trebuit să fie întreținută până la vârsta asta. Zilnic a trebuit să mănânc, ca să mă întrețin viața. Spiritual, Dumnezeu ne-a dat viața spirituală, dar viața spirituală ea trebuie să fie întreținută. Într-un mod permanent, constant. Și cum o întrețin? Prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășia cu El. Printr-o relație bună pe verticală și printr-o relație bună pe orizontală. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al treilea lucru la care trebuie să ne uităm este neprihănirea. Vedeți, există multe teorii la ora actuală. Dumnezeu e bun și în virtutea bunătății Lui, El trece cu vederea multe. Frați și surori, Domnul a trecut în bunătatea Lui, ne-a iertat trecutul nostru. Nu ne-a mai pus în fața noastră niciodată. Nu ne-a mai adus aminte de ceea ce am făcut. Dar acum, după ce am ajuns să fiu copil al Lui, El îmi cere totuși un standard de neprihănire. Un standard de ascultare, un standard de credință, un standard de neprihănire. Știți ce spune Biblia în Psalmul 119, versetul 40? Doamne, fă-mă să trăiesc după neprihănirea cerută de Tine. Cum are Dumnezeu o neprihănire cerută de El? Da, are o neprihănire a Lui. Unde o găsim asta? La Domnul Iisus. Ținta, capul. Uitându-mă la El, văd în viața Lui starea aceasta de neprihănire pe care o a avut-o. Domnul dorește să avem această neprihănire. Sigur, Apostolul Pavel se ocupă în mod special și sublinează foarte mult acest lucru. Printre altele, în capitolul 4 spune așa, cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. O dă Dumnezeu, o dă cuvântul Lui. Nu ne dau oamenii, există oameni care pun ei măsuri de neprihănire. Măsura de neprihănire o avem aici, uitându-ne la Domnul Iisus, la viața Lui. Nu-L voi putea atinge pe El. El a fost desăvârșit, El a fost Fiul Celui Preanalt. La El nu s-a găsit nici greșeală, nici măcar, fără pată, fără zvârcitură, a fost desăvârșit. Domnul vede că eu sunt țărână de El, în același timp dorește să-mi vină în ajutor. Eu trebuie să tind, să doresc. Eu trebuie să mă lupt, nu trebuie să fiu mulțumit cu starea care o am, ci mereu să doresc mai mult. Și atunci El îmi vine în ajutor. Și atunci El mă ajută și îmi dă biruință. Și atunci El îmi dă putere. Ce frumos, neprihănire. Doamne, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. Apoi un al patrulea lucru. Noi trebuie să avem și un standard de smerenie. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Smerenia aceasta este un lucru mare. Despre Domnul Iisus auziți numai ce frumoase cuvinte, ce spune Biblia despre El. Ne învață cuvântul și pe noi. În Filipeni, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu Tatăl l-a ridicat nespus de mult. I-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că s-a smerit. Smerenia e un lucru mare. Cine se smerește va fi înălțat, cine se înalță va fi smerit. Auziți numai ce spune aici în Petru de bună oară. Zice cuvântul Domnului foarte frumos, în capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți
în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Le dă har. Am vrea toți să avem har. Har la rugăciune, har în lucrări, în tot ce facem, harul lui Dumnezeu. Cum să nu-l dorești? Aia urmărim. Dar auziți, una din condiții, una. O condiție este aceasta. Fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înalțe. El să vă înalțe. Când vorbește de femeie, auziți? Extraordinar. Tot azi în veselor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea neveselor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, omul de afară, care stă în împletitura părului, purtarea de scump, podoabe de aur și în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu. Ce frumos! Ce podoabe! Să știți că e un paradox. Tot ce e înălțat între oameni e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. E o răsturnare a valorilor. Alte valori. Nu cumva să credem că cei în lume să tindem și noi. Am călcat greșit cu stângul. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea Ta. Ce spuneți, mai încape la Biserica Betel încă smerenie? Eu cred că mai încape la oricare. Încă n-am ajuns la măsura pe care Domnul ne-o cere, dar tindem spre ea. Și Domnul vede și ne ajută. În bunătatea Lui ne ajută. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l menționez. Un alt lucru care ne cere, ne-l pretinde, zice, veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, blândețea. Blândețea e un lucru mare. Trebuie să ne luptăm pentru blândețe. E mare lucru. Noi suntem comparați cu o turmă de oi. Oile, să știți că n-au armă de apărare. Oaia n-are armă de apărare. Oaia este, turma de oi este apărată de păstor. Păstorul o apără. Noi nu avem armă de apărare, eu o să mă apăr. Dacă eu sunt al lui, păi cel ce mă apără este el. Știți ce spune în Psalmul 45? Războinic vitează. Încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, suie-te în carul tău de biruință și apără blândețea, adevărul și neprienirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Auziți, cine apără blândețea? Războinicul vitează. Cine e războinicul vitează? E Domnul Iisus. Dar are el metode de a mă apăra, da. Dar până uneori te lasă până în ultimă clipă să vadă ce faci. Și când încercăm noi să ne apărăm cu tot felul de argumente și tot felul de lucruri pe care să le adunăm, ne lasă. Dar când venim la el și ne încredem în el, ne apără el. Și așa cum ne apără el, nu ne poate apăra nimeni. Blândețea, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Despre blândețe spune acolo în Matei, în capitolul 5. Spune cuvântul Domnului că este o floare rară care crește. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Urmăriți cu toții blândețea. Blândețea care este, sigur, un lucru și o cerință, dar este și o roada Duhului. Nu poți avea blândețea dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu. Îți legate una de alta și una pe alta se implică. De aceea dorim, Doamne, ajută-ne să ne uităm la blândețea Ta. Ca o oaie pe care o duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, nu și-o deschizi gura. Și noi de multe ori avem atâtea vorbe și atâtea și atâtea și vorbe de care după aia ne pare rău. Vorbe pe care în mod gratuit le lansăm, regretăm, dar e târziu de multe ori. Dar în seara aceasta nu-i târziu. Domnul ne învață să fim blânzi. Suntem în lumea asta, Doamne, suntem înconjurați de atâția lupi în lumea aceasta. Noi suntem turma, pășunii tale, oile, care n-au cine să le apere, dar cel ce le apără este Marele Păstor și Tu ești Marele Păstor al nostru. Îl rugăm, Doamne, rămâi alături de poporul Tău. Apoi, un alt lucru pe care vreau să-l mai amintesc, este
bunătatea. Zice, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Fiți buni unii cu alții. Bunătatea e într-o, în relația noastră pe orizontală. Sunt unele în relația noastră pe verticală cu Domnul și altele în relația noastră pe orizontală cu semenii noștri. Bunătatea, bunătatea e un lucru mare. Și bunătatea este tot o roadă a Duhului. Să fii bun. Niciodată nu vei fi prea bun. Nu te gândi că-ți prea bun. Sigur, când e vorba de familie, ai copii, acolo trebuie să fii bun. Dar aia nu înseamnă că las copilul să facă ce vrea el. Aia nu înseamnă că nu spun adevărul, că uneori mai aud. Frate, zice, trebuie să spui adevărul. Și cu adevărul acela îl zdrobești, îl tai pe cel de lângă mine. Eu spun adevărul frumos. Adevărul poate fi spus și frumos. Adevărul trebuie să fie biblic. Întotdeauna argumentat. Adevărul este Domnul Iisus Hristos. Mă uit la timp și timpul a trecut. Îmi doresc, Doamne, binecuvântă Biserica Betel. Binecuvântă familiile noastre, Doamne. Vrem să ne întâlnim cu Tine, Doamne. Ăsta e motivul pentru care am venit și în seara aceasta. Și mereu Te căutăm. Și să duce viața. Am fost la o mormântare, la un serviciu de mormântare, la o altă biserică și fantastic câți au fost acolo prezenți în biserică, arhiplin, 54 de ani, dar sunt și alții la 30 de ani, la 20, la vârste diferite, la ora actuală. E nemaipomenit să fii gata, indiferent la ce vârstă pleci. Oricând ai pleca, să fii într-o relație bună cu Dumnezeu și când ești cu Dumnezeu trebuie să fii neapărat și cu cei din jur. Nu cumva, Doamne, eu am o relație bună cu Tine, dar cu cei din jur n-am o relație bună. Relație bună cu Domnul înseamnă relație bună și cu semenii și cu familia și cu toți care mă înconjoară. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute tuturor să moștenim împărăția Lui. Amin.